Aș putea spune că la școală mi s-a format spiritul civic, adică da, a fost un factor care a contribuit, însă sigur că cunoașterea istoriei este foarte important, pentru că dacă nu aș ști eu ce înseamnă socialism sau democrație, nu aș putea face o alegere corectă, însă cam aici cred că se limitează școala și tangențele dintre școală și spiritul civic. Vom alege după un alt sistem, după sistemul mixt. Vor fi două liste, liste de partid și liste pe circumscripții. Din păcate, noi nu ne învață la școală. Din clasa noastră, 30% ar merge la vot. Da, este puțin, dar și mai puțin este faptul cât sunt deciși sau conștienți ce trebuie să voteze. Ei nu mai văd sensul exprimării. Și nu văd sensul participării, de ce mă ajut să votez, dacă am spus că nu este ceea ce ne trebuie nou și continuă mai departe. Și atunci are sens, are valoare votul ăsta și în percepția lor, mai bine nu mă duc decât să mă duc, pentru că oricum cineva decide. La istorie, noi nu învățăm absolut nimic despre alegeri, doar despre alegerile din Grecia antică și noi măcar nici doctrinile politice nu le știm. Clasa nouă a fost ultima dată când am studiat doctrina socialistă și liberală. Însă eu cred că ar fi mai actual să studiem doctrinile partidelor politice din Republica Moldova, deoarece la urma urmei deja am împlinit vârsta majoratului și trebuie să votăm. În general, eu cred că pentru a avea un stat de drept, spre exemplu, în Republica Moldova, cetățenii ar fi trebuit să fie obligați să voteze, cel puțin pentru câțiva ani, pentru că asta le va dezvolta spiritul civic. Un motiv din pricina căruia tinerii nu merg la vot, cred că îl reprezintă părinții. Astfel, părinții nu le oferă posibilitatea să decidă, ei le impun să meargă la anumite facultăți sau îi impun câteva anumite principii. Și de asemenea, tinerii nu se confruntă direct cu problemele sociale sau economice ale țării. Și de asemenea, cu încredere blamez și școala, deoarece această instituție își asumă un rol foarte responsabil în educația și creșterea viitorilor cetățeni. La noi, profesorii, chiar și de educație civică sau istorie, nu se axează pe aceste evenimente, se axează mai mult pe curriculum și nu vor să iasă din boxă. Conform curriculum, ele contribuie, conform documentului. Acum problema este în ce măsură sunt pregătiți profesorii să facă asta. Pentru că curricula actuală la educația pentru societate, care a fost modificată în anul trecut, oferă un cadru minunat de formarea acestor competențe, și așa se numesc competențe pentru o cultură democratică, nu e suficient să se facă lucrul ăsta în cadrul la o oră sau la două ore. Iată de ce eu am spus că educația asta de a exprima sau competența de a participa este o competență transversală și transdisciplinară. Ea nu se face doar în cadrul la o singură disciplină. Ea trebuie să fie parte din tot climatul școlar și din toate disciplinele, pentru că a exprima o opinie nu exprimăm doar la educația civică. Ea e și la română o opinie critică, ea e și la matematică și la geografie și la limba franceză și la educația fizică. Pentru că dacă creăm ideea sau impresia că participarea adevărată este doar în cadrul la o disciplină școlară sau la două, atunci ea este în multe școli ca atare creată și așa și le spune. Voi lăsați opinia voastră, la civic o să o spuneți. Aici eu sunt cu opinia. Ceea ce iarăși contravine cu conceptul de participare și cu dreptul la participare. Convenția și legea moldovenească spune clar că dreptul la opinie copilul trebuie să-l exerseze cu referire la toate aspectele vieții lui. Acest spirit civic trebuie cultivat încă de la școală, pentru că urmează să ajungem la alte etape în viață în care practic nu vom mai avea superiori care să ne îndemne la acest lucru. Adică 18 ani este totuși vârsta la care noi trebuie să
fim conștienți de faptul că schimbarea este în mâinile noastre. De mici îi învățăm că adulții decid, adulții fac, adulții decid cele mai banale aspecte, nu spun de lucrurile esențiale, de exemplu, care țin de partea asta de formare sau de ce conținuturi să învăț sau ce, prin ce metodă să ajung acolo. Adulții tot timpul au considerat că ei cunosc cel mai bine de ce au nevoie tinerii sau copiii. Adulții au această prejudecată că copiii, mai ales cei de vârstă școlară mică sau de grădiniță, că ei nu au capacitatea de a înțelege lucrurile așa precum înțeleg adulții, ceea ce este total denaturat.